Viața este aranjată în așa fel încât oamenii se confruntă nu numai cu înșelăciunea, ci și cu trădarea. Iar acest lucru se întâmplă pe neașteptate, mai ales dacă sunt implicați oamenii apropiați. Cristina nici nu se putea gândi că își va pierde afacerea și proprietatea peste noapte. Și nu un străin îi va lua totul, ci propriul soț. Să începem cu de ce s-a întâmplat această situație și cum femeia a făcut față. Cristina a moștenit afacere de la tatăl său. El era șofer de camion. Acesta a creat o armată întreagă de vehicule, iar apoi sănătatea i s-a înrăutățit. Iar Petru i-a predat totul fiicei sale, cerându-i un singur lucru, ca nimeni să nu poată preia pârghiile companiei. Tocmai aceasta a doborât-o pe Cristina, pentru că atunci când s-a căsătorit și a angajat soțul în calitate de șef adjunct, Alexei nu se distingea prin talente speciale în economie, dar putea manipula cu viclenie oamenii. Femeia află despre aceasta, dar puțin mai târziu. Dimineața i-a ajuns la companie și i s-a raportat că lipsea o sumă mare de bani. Suspiciunea a căzut asupra contabilului, pentru că numai el avea acces la documentele secrete. Cu toate acestea, acest lucru nu a fost confirmat, deoarece el nu a fost deloc la serviciu în ziua aceea. A trebuit să meargă la el acasă și să afle detaliile acolo, iar Cristina și-a asumat acest rol. Contabilul pe nume Pavel i-a deschis ușa și a lăsat-o să intre. Intrați, sunt un pic bolnav, deja cunoașteți. Ieri v-am trimis un mesaj pe telefon, sper că l-ați citit. Cristina a dat din cap și a răspuns. Da, sunt la curent, dar o altă problemă mă îngrijorează. Probabil v-ați dat deja seama de ce am venit aici. Pavel a lăsat capul în jos și a spus. M-a sunat șeful adjunct, dar sincer să fiu, eu nu am semnat nicio hârtie și în plus și nu am trimis nici bani nimănui. Femeia și-a pus mâna pe umărul lui și i-a spus. Nu vă faceți griji, nu vă condamn, vreau doar să știu cine a făcut-o. Toți angajații companiei au trecut un control preliminar. Am încredere totală în ei. Apoi Pavel a dus-o în bucătărie și i-a spus în liniște. Ați uitat de Alexei, el nu trecuse testul. Și apropo, zilele trecute el mi-a cerut și ștampila. Chiar nu am înțeles de ce avea nevoie de ea, dar nici nu l-am întrebat. Acum imaginea devine mai mult sau mai puțin clară. Soțul a trimis banii, a rămas de înțeles pe contul cui și cine este deținătorul. A întreba imediat înseamnă provoca un scandal în familie. Iar acolo nu e departe și divorțul, așa că Cristina a decis să acționeze prin oameni de încredere. Câteva zile mai târziu, pe masa din biroul ei, era un raport în care era indicat un cont pentru transfer și aparținea el unei doamne pe nume Marina, iar suma a fost listată la aproape 50.000 de lei. De ce Alexei a transferat atât de mulți bani unei femei necunoscute, nu era clar. Cel mai probabil că aceasta este o amantă, dar amantelor nu li se oferă cadouri atât de scumpe, maxim o vizită la un restaurant. Se dovedește că Cristina nu știa multe chestii, iar acum este îngrozită de adevăr. Ar fi mai bine dacă banii ar fi luați pe ascuns, ca să nu știe nimeni. Dar soțul a furat banii în mod ostentativ, de parcă ar fi vrut să demonstreze ceva. Cristina a simțit că mariajul ei se destramă din plin, pentru că transferul din bani de companie nu a fost singurul truc al lui Alexei. El și-a cumpărat decent o mașină și a spus asta de facto, fără ca să se consulte cu soția. Deși urmau să plece în străinătate, soțul s-a comportat de parcă ar fi câștigat puterea și era gata să preia afacerea. După ce a discutat cu contabilul, Cristina a aflat niște detalii ce au șocat-o. Se dovedește că Pavel, contabilul, a fost martor când Alexei a dus o fată de virtute ușoară în biroul său. Femeia a decis să vorbească ea însăși cu soțul ei despre acest subiect, în timp ce acesta se afla în biroul său. Ei bine, și cum să înțeleg toate acestea? Eu merit să fiu mințită? Și te rog, nu-mi spune că nu știi despre ce vorbesc. Alexei a privit-o lui și a încercat să găsească cuvintele potrivite. Și în sfârșit, i-a reușit. Da, ai înțeles greșit. Dacă vorbești despre fata aceea, atunci a venit să se angajeze la noi în companie. Cristina s-a apropiat și a întrebat. Atunci de ce eu nu știu despre aceasta? Sau nimeni deja nu mă consideră director? Bărbatul a lăsat capul în jos și i-a spus. Am înțeles. Ți s-a plâns contabilul. Știam eu că el mă urmărește. Femeia era furioasă de indignare. Nu le implica pe Pavel aici, el este un om cinstit. Cu siguranță nu am nicio obiecție la el, dar acțiunile tale sunt suspecte. Bine că pereții erau groși și nimeni nu le-a ascultat discuția. Din biroul soțului ei, Cristina a ieșit nu în cea mai bună dispoziție. Banii s-au dus și Alexei nu vrea să spună cine este această femeie. Mai târziu se va întâlni cu străina, când va trebui să-și apere afacerea. Între timp, femeia și-a îndreptat toate eforturile pentru a elimina decalajul din bugetul companiei. Acești bani erau necesari pentru achitarea proviziilor, iar acum au dispărut.
I-a venit ideea să ia un împrumut și să aranjeze un gaj împotriva lui, dar suma nu este mică. Pentru ce astfel de dificultăți? În aceeași seară, Cristina s-a întâlnit cu avocatul său. Ea a vrut să se consulte cu privire la divorț. Deși relația cu soțul ei nu se deteriorase încă complet, dar era necesar un plan de rezervă. Avocatul le sugera că trebuie să rescrie cu atenție companie pentru Alexei și să ia un împrumut mare, astfel încât compania să fie îndatorată. Dar nimeni nu ar trebui să știe despre aceasta. Femeia nu înțelegea unde era beneficiul ei în această acțiune. Cu ce voi rămâne eu? Am și eu nevoie de bani. Avocatul s-a uitat la ea și i-a răspuns. Îl cunosc bine pe Pavel, contabilul dumneavoastră. Vom efectua o operațiune dificilă cu el. Lăsați-l pe Alexei să creadă că vă lipsiți de afacere și de toate bunurile. Da, exact. Nu mă întrerupeți. Între timp, veți transfera majoritatea activelor în străinătate. Eu o să vă ajut să o faceți, în așa fel încât Alexei să nu observe nimic. Este un plan foarte bine gândit, dar nimeni nu știa cum va decurge totul în realitate. A doua zi, Cristina a ajuns la biroul său și s-a dus imediat la contabil. Pavel era la locul de muncă în ciuda răcelii. A așezat-o pe Cristina pe un scaun și a început să-i spună. Eu am pregătit totul. Nu vor fi probleme cu transferul. Banii vor merge în cheltuiala livrărilor de mărfuri. Vom lua un împrumut puțin mai târziu, ca să nu existe suspiciuni. Dar semnătura va fi al lui Alexei. Femeia a simțit că procedează greșit, dar altfel soțul ei ar înceta complet să o vadă ca pe o persoană cu drepturi egale. Contabilul a ridicat arhivele anilor trecuți, când încă nu lucrase el aici, și acolo s-au descoperit asemenea sume de furt, încât era deja posibil să cumpere o companie nouă. Pentru tot ce a făcut, acum Alexei va plăti. Pavel i-a arătat din nou documentele și i-a spus, vom pune o ștampilă aici. Banca va crede că Alexei a fost cel care a luat împrumutul și atunci când va trebui să-l restituie, compania nouă să vă aparțină. Femeia s-a uitat la el și i-a răspuns, dar cum rămâne cu dumneata? Nu vă faceți griji pentru mine, eu am mai ieșit din asemenea situații. Pentru prima dată după câteva săptămâni, Cristina și Alexei au luat masa acasă împreună. Mai înainte de aceasta erau cafenele, restaurante și chiar gustări pe fugă. Alexei se uita la ea și a zâmbit ca o pisică când vede smântână. Nu a putut să tacă mult timp și Cristina s-a pus la întrebat. Cum e la serviciu? Cum merg lucrurile pe plan personal? Alexei nu prea înțelegea întrebarea. Păi, totul e în regulă cu compania, dar despre ce fel de relație întrebi? Ai înțeles perfect. Vorbești despre amanta ta, care i-ai trimis banii. Soțul tresări nervos și început să mute lingura dintr-o mână în cealaltă. El a fost luat prin surprindere, iar a te scuza acum înseamnă să te neci și mai mult în minciuni. Alexei a tăcut câteva minute, apoi a spus. Am trimis banii unei rude. Avea nevoie de ajutor și urgent, de aceea nu ți-am spus. Zău? Și de ce atunci contul său este în formă electronică? Eu am verificat totul. Contul este al unei doamne pe nume Marina. Din nou, Alexei nu a reușit să-și mintă soția. Aparent, dibăcie și viclenia au dat greș. Simțind că discuția ajunge într-o fundătură, Alexei s-a ridicat și a plecat. În timp ce pleca, a spus, mă duc la un prieten. Nimeni nu mă va deranja acolo. O să iau o pauză și apoi mă voi întoarce. Cristina nu a răspuns nimic, pentru că era deja pregătită mental și financiar pentru orice. În timp ce soțul ei se odihnea cu un prieten, ea și asistenții săi au pregătit actele. Iar când Alexei a venit la muncă, nu a observat nimic. Dar, doar câteva zile mai târziu, i-a spus soției sale că va divorța de ea. Cel mai probabil că au dezvoltat un plan viclean cu prietenul său. Alexei urma să ia afacerea și proprietatea. Dar această declarație nu a surprins-o pe femeie, deoarece ea a reușit să-și retragă bunurile. Îi vor ajunge pentru un timp, apoi va interpreta ceva. De altfel, în străinătate, locuia o rudă tatălui său. El și o va ajuta. Cristina ascultase cu atenție toate pretențiile lui Alexei și a spus, sunt de acord să divorțăm, poți duce actele în instanță. Între timp, contabilul și avocatul au urmărit cum soțul ei se ocupă de redocumentare urgentă. În aceeași zi, în cadrul companiei, a apărut un străin. După cum s-a dovedit mai târziu, era prietenul lui Alexei, dar el rău se împăca cu economia și a înghițit cu dibăcie momeala pe care i-a aruncat-o Pavel. A rămas de așteptat până la sfârșitul sentinței și compania va merge în mâinile lui Alexei. A durat mai mult de o săptămână, dar fără întârziere. La sentință, Cristina a declarat că nu vrea să locuiască cu soțul ei care o înșeală, iar Alexei a dat argumente că era oprimat și nu i se oferea libertate.
În general, în condițiile în care nu aveau copii, judecătorul a divorțat foarte repede. Se putea de bucurat, dar Cristina a vrut să aștepte momentul în care îi va spune soțului ei aceste cuvinte. Ei bine, ți-a reușit totul, iar acum încearcă să ieși din încurcătură. Ea a rostit aceste cuvinte, iar Alexei nu a înțeles nimic. În timp ce el era la serviciu, Cristina și-a luat lucrurile. Ea a fost ajutată de un avocat cunoscut și de Pavel. Văzându-l, el a întrebat: ce va gândi Alexei? Totuși mai sunteți contabil în cadrul companiei. Pavel a răspuns că nu mai lucrează acolo și a pregătit actele pentru demitere, dar a făcut-o în așa fel, încât a fost imposibil de subminat. Cristina, deși e jubila, a decis să clarifice. Ce se va întâmpla cu el acum? Nu cred că vor fi dificultăți. În discuție a intervenit avocatul. Nu vă faceți griji. Va avea suficienți bani să restituie împrumutul, dar pentru aceasta va trebui să renunțe la companie. Cât despre bunuri, da, Alexei va locui aici, dar atât îi va rămâne. Această aranjare a lucrurilor îi se potrivea femeii și ea încetase să se mai gândească la soțul ei. Ea avea alte planuri. Trebuia să se decidă cum să utilizeze corect bunurile. Iar apoi urâda tatălui său a ajutat-o. Când a aflat că vine Cristina, el însuși a sunat-o. În primul rând, m-am hotărât să aflu. Vii pentru totdeauna sau pentru un timp oarecare? Ea a răspuns că timpul va arăta, iar dacă totul va merge bine, atunci nu va mai hoinări. Ruda a fost mulțumită de acest răspuns și i-a spus că ar fi bucuros să o vadă pe femeie în compania lui. Mai ales că nu a fost acolo de multă vreme un administrator alfabetizat. Alexei era în euforie și nu a încercat să verifice documentele. Se simțea bine că a putut să ia afacerea și bunurile de la soția lui. A considerat aceasta o victorie și a vrut să meargă două zile la marina. Dar a trebuit să amâne plecarea pentru că prietenul lui a găsit niște greșeli în documente. Ei au decis că până nu își vor da seama, nu vor face nimic. Iar Cristina deja cobora din avion. Anton a întâlnit-o, ruda tatălui ei s-a dovedit a fi un verișor, despre care ea nu știa nimic. El a ajutat-o cu lucrurile și a luat-o pe Cristina acasă la el. Acolo plănuiță discută despre viitorul afacerii comune. Când Alexei și-a dat seama că fosta soție tras țeapa, era deja prea târziu. O scrisoare a venit de la bancă, în care era indicată suma pe care a cerut-o să fie returnată. Alexei încerca să negocieze cu ei, dar nu a rezultat nimic. Compania trebuia vândută, rămânându-i doar apartamentul. A vrut apoi să vorbească cu Cristina, dar aceasta nu a ridicat receptorul, iar ulterior și-a schimbat complet numărul pentru a nu fi deranjată. De-a lungul timpului, avocatul și contabilul s-au mutat și ei în străinătate, pentru că erau oameni de încredere. Ea putea să aibă încredere în ei ca în sine însuși, fără teama că o vor trăda sau chiar mai rău, vor alerga înapoi la soțul ei.